Celin Popescu Tericianu incendia Scoalia, anunul care va stârni mânia PSD. Presubliniere dintele ALDE, Celin Popescu Tericianu, consider ce varianta optim pentru alegerile prezidențiale este o candidatură comun PSD-ALDE, susținând ce, dacă socialdemocrații vor accepta, atunci se va merge cu o candidatură unică. Cei de la PSD au respins deja ideea unui candidat unic, artând ce ei doresc propriul candidat la alegerile prezidențiale. Celin Popescu Tericianu a fost întrebat, vineri după amiază, într-o conferință de presă susținut la Constanța, dacă va candida la alegerile prezidențiale, el spunând ce dacă acea coaliție doresc subliniere TSAIBO subliniere ANS trebuie să meargă cu o candidatură unică. Fiind într-o coaliție politică cu PSD-ul, aprecierea mea, sublinierei cred ce sublinierei a colegilor mei, este ce vom avea o subliniere ANS dacă vom merge cu o candidatură unică. Deci, va trebui să discutăm sublinierei cu cei din PSD, la un anumit moment. Momentul, clar, nu a venit. O să mă întrebați sublinierei când vine, nu subliniere tiu se ve spune exact, dar mai încolo oricum. O să discutăm despre această variantă. Eu cred ce varianta optim este o candidatură unică. Dacă o să accepte sublinierei ei, o să mergem cu o candidatură unică, dacă nu, sigur ce se deschid alte posibilități, dar eu cred că aceasta va fi prima opțiune, a afirmat Celin Popescu Tericianu. Întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale, liderul ALDE a evitat să dea un răspuns, spunând ce este prea devreme pentru a se discute despre o eventual candidatură.